Bună ziua, domnule ministru, stimați invitați, mă bucur că ați răspuns acestei convocări al comisiei noastre. Vă urez un bun venit în cadrul dezbaterii pentru propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 11 din legea numărul 21 din 1 martie 91 a cetățeniei române. Este o temă, de fapt, cred că este o dezbatere pe tema asta. Noi am mai avut, parcă în noiembrie, o dezbatere și o să vă aduc la cunoștință și părți bune și părți rele. Sper că o să fie mai multe și vom reuși împreună ca această inițiativă legislativă să treacă. Propunerea legislativă, după cum știți, are ca obiect de reglementare completarea articolului cetățeniei române în sensul reglementării posibilității acordării cetățeniei române la cerere persoanelor de etnie română aparținând minorităților naționale, minorităților lingvistice sau grupuri existente în alte state, indiferent de etnonimul folosit, care cunosc limba română dacă îndeplinesc condițiile prevăzute. După cum știți, modurile de dobândire a cetățeniei sunt prevăzute în legea cetățeniei române de 91 și se dobândește prin naștere, adopție sau acordare la cerere. Această modificare pe care noi am propus-o va asigura românilor din Serbia, Bulgaria, Macedonia, Grecia sau chiar mai îndepărtat Transnistria și nu numai, posibilitățile de a obține la cerere cetățenia română. Vreau să vă aduc la cunoștință că în ședința Senatului din 28 aprilie, anul curent, Senatul a adoptat tacit această inițiativă. Ulterior, propunerea legislativă a fost orientată către Camera Deputaților spre dezbatere, Camera fiind Camera decizională în privința acestui proiect. Ceea ce consider eu negativ, aș vrea să vă spun că anterior acestei adoptări tacite, inițiativa legislativă au fost întocmite două rapoarte din partea a trei comisii sesizate în fond acest proiect. Unul comun al Comisiei Juridice a Comisiei pentru Politică Externă, care, din păcate, a avut de respingere, dar în ceea ce ne privește pe noi, Comisia Română de Pretutindeni, am dat un aviz favorabil în unanimitate. Și am făcut și în așa fel ca să fie adoptat acest în Senat să treacă la Camera Decizională. Ținând cont de faptul că statul român are obligația de a sprijini întărirea legăturilor cu române din afara frontierelor, acest proiect trebuie să fie adoptat în vederea păstrării, dezvoltării și afirmării identității etnice în cadrul unei proceduri simplificate. Noi, normal, asta dorim. Există prevederi identice și în alte țări ale Uniunii Europene și adoptarea acestor modificări legislative ar soluționa foarte mult dintre aspectele negative ale agendei bilaterale ale statului român în relația cu statele din Mediterană și Balcani, în ceea ce privește comunitățile românești. România este unul din puține state care nu are în legislație specifică astfel de prevederi, un cetățean străin de origine etnică română care solicită acordarea cetățeniei române fiind tratat în mod similar cu oricui alt cetățean străin. Există state care admită cetățenia dublă ca un avantaj oferit în baza legii membrilor comunității înrudite de peste hotar. Iarăși un fapt bun și pozitiv pe care îl consider, faptul că în prezent două din trei comisii din Camera Deputaților, care au fost sesizate în vederea întocmirii avizului, respectiv Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități Naționale și Comisia pentru Comunitățile de Români din afara au primit un aviz favorabil. Asta este un lucru care ne bucură și ne dă speranța că această inițiativă legislativă va avea succes. Așa cum am promis la precedenta noastră întâlnire,
Comisia Română de Pretutine din cadrul Senatului va sprijini în totalitate această propunere de legislativă. Vreau să subliniez faptul că atât eu cât și colegii mei din comisie la Camera Deputaților în cadrul Comisiei Juridice de Disciplină și Justiție pentru a susține acest proiect, deoarece trebuie să le oferim medicilor români dreptul moral de a dobândi într-o manieră simplificată cetățenia română în vederea consolidării legăturii cu asta am inițiat cu toți membrii Comisiei Noastre Române de Pretutindeni. Vom fi prezenți la Comisia Juridică în Camera Deputaților pentru a susține această legislativă. În speranța că în luările dumneavoastră de cuvânt ne veți aduce la cunoștință și anumite și alte în afară de dezbaterea pe această temă, eu îmi cer scuze, trebuie să, din păcate, să mă părăsesc, că avem birou permanent al Senatului și nu se acceptă. Și vă lăs în compania domnului ministru și a domnului senator Nicolae Marin, senatorul Comisiei, să ca împreună să găsim căile necesare și celorlalte probleme pe care dumneavoastră le întâmpinați de zi cu zi. Vă prezintă și îmi cer scuze că trebuie să vă părăsesc. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc. Voi da în continuare cuvântul domnului Bogdan Stanoievici, secretar ministru, scuze, ministru delegat pentru România de Pretutindeni, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Bună ziua, am să mă domnului președinte, prin a vă mulțumi că sunteți în jurul acestei mese. Cred că ar fi bine să ne vedem mai des. Eu încerc să mă întâlnesc cu cât mai mulți dintre românii noștri și pentru cei care nu mă cunoașteți, cu care nu m-am întâlnit încă, dorința mea este, înainte de orice, să mă considerați ca și dumneavoastră un român de pretutindeni și nu ministrul românilor de pretutindeni, pentru că atunci dialogul va fi mai bun. Sigur, știu foarte multe din problemele pe care le aveți, atât dumneavoastră, românii noștri din teritoriile istorice, cât și românii care sunt în spațiul diasporei. Problemele sunt foarte diferite, întrebările sunt la fel de diverse. Din păcate, nu avem suficiente răspunsuri, așa e viața, dar în ceea ce mă privește pe mine și departamentul, încercăm să găsim împreună cu dumneavoastră soluțiile. Nu le vom putea găsi peste noapte și nici la această masă rotundă, la soluțiile la toate problemele, dar sunt convins, eu fiind linia paharului, că putem să evoluăm și să învățăm din greșelile trecutului. Acum, cred că cel mai important ar fi să ne spuneți diferite și apoi am să vă, cum preferați. Și ori începem așa și vă ascultăm, e cel mai important lucru, cred că nu știm încă să ne ascultăm suficient. Și
Thank you.
Eu, ca președintele Uniunii Românilor din Transcarpatia Dacia, ca un om, un român decorat cu un ordin al statului român, astăzi am venit la București și îmi pare rău că în scaunul cel din față mulți domni nu s-au permis ca să asiste la această întrunire. Noi am parcurs 1000 de kilometri, alții mai mult. Ne-am adunat în această sală și dorim ca problema să se rezolve. Noi nu am venit la București ca să plecăm acasă din nou să treacă anii. Au trecut 2 ani buni și a fost timpul că să fim recunoscuți și dosarele românilor care se depun la Autoritatea Națională să nu fie respinse. Cu cât chin să facă acele dosare, cât bani să cheltuiesc, cu câte emoții, câte drumuri să parcurg în stânga și în dreapta și la sfârșit cineva. Pentru aceasta, eu cer autorităților statului român recunoașterea românilor maramureșeni ca foști cetățeni ai statului și fost teritoriul statului român. În acea perioadă scurtă, 1 decembrie 1918 și 21 iulie 1921, pe care se bazează și Academia Română și Institutul de Istorie Cercetării de la Cluj-Napoca. Toate personalitățile cele de bază din România sunt de partea noastră. Ba chiar Universitatea din Oradea în 2013 a organizat o sesiune științifică la care s-au dezbătut problemele legate cinstea și onoarea la oradeni, că și-au permis să facă așa. Unde la acea sesiune științifică, participanții, peste 60 de participanți, României din diferite zone, s-a făcut un apel adresat Academiei Române, Guvernului României, Ministrului de Externe și Ministrul Justiției. Conform durerile de România din Transcarpatia, colectivul de cercetători, istorici și cadre didactice, participanți la sesiune științifică, prin temele lucrărilor prezentate, analizate și dezbătute, vă solicită, sprijinând instituțional privind de iure și de facto a următorilor problematici și rezultate și ne soluționate respectiv. Recunoașterea maramureșenilor din partea de apreciții a Raionului Răzău, Teșeu și Hus ca foști cetățeni ai statului român. În perioada 1 decembrie 1918, iulie 1921. Acest apel a fost instalit de toți participanții, în afară de 2 persoane care nu au dorință, care lucrează la instituțiile de statistică din Universitatea din România. Și ne-am că unul era din Baia Mare, un maghiar, că nu ne-a instalit, n-a instalit apel. Dar, stimați români, asta este timpul să-i recunoașteți românii din Maramureșul istoric. Astăzi, timpul se recunoaște teritoriul unde, pentru prima dată, la mănăstirea Peri, a fost adusă Sfânta Scriptură în limba română, acolo, la Peri. Pentru prima dată, acea mănăstire a fost prima episcopie ortodoxă din Ardeal. De acolo a plecat Dragoș, de acolo a plecat Balc și Bogdan. Ar fi o cinste și onoare să recunoaștem și să ne recunoaștem istoria, istoria adevărată. Că ne este rușine că dacă Transcarpatia în ultimii 100 de ani a parcurs practic câteva țări nimeșându-se de acasă, vin maghiari în timp de 3 ani de cetățenie ca foștilor cetățenii în statul maghiar. Acordă și Slovacia, Cehia, ba chiar și Rusia acordă, dar România nu-și cinstește cetățenii, nu-și cinstește care se află acolo în dreapta Tisii.
a sosit timpul. Că dacă tot așa nu ne-am recunoaște, ne rămâne un singur lucru, să dăm în judecată statul român. Asta ar fi o mare rușine. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Potos. În adresă dau cuvântul domnului Tihan Matasarevici din Valea Timocului. Președintele al Asociației pentru Tradiția și Cultura a Românilor Dunărea din orașul Cladova. Noi românii din Valea Timocului sunt din Serbia de răsărit, avem cu ce să încurajăm deputații din Camera Deputaților să voteze legea și să facă un mare bine pentru poporul României. Noi avem cultura, noi avem limbă, noi avem tradiție, avem cultură, avem biserici. Toate sunt egal cum este aici în România. Va fi să câștigăm și noi odată pe viață de atâția ani de zile, fiindcă ce-am trecut prin multe, multe sete și ciuriele, prin războaie, prin porbirouri, prin cocozuri, prin multe nevoi și am ajuns și noi la nivel acum, în ultimii 20 de ani, să câștigăm această cetățenie care ne mână și ne împinge în sensul poporului. Noi nu mai vrem să mai fim minoritate. Noi nu mai ne interesează minoritatea, suntem mici. Noi suntem sub talpa la bomba de orată, scoteți-ne! Scoteți-ne de acolo, noi nu putem. Atât așteptăm, azi vine, anii trece, se schimbă politica, vine, se duce, nu știu, domnul Stare, la altă punct, este și eu, vremea trece, lumea trece. Când e lacrimă, dați-ne odată cetățenia care o cere poporul. Pot să vă garantez și puteți și să, cum să spun, să observați prin toate discuțiile noastre care le-am avut până acum de la adunările noastre prin Serbia, unde a fost toți liderii de aici care au fost de acord cu noi și ne-a ascultat, ne-au auzit nevoile noastre, toate în cazul de tot ce ne-au auzit, ne-a respectat și acum am ajuns la un nivel, a ajuns legea în Camera Deputaților. Domnilor, anul 1800, pe zona Serbiei, la recensământ s-a declarat 97.215 persoane că a fost români. Anul 1850, 143 de persoane s-au declarat care recensământ în Serbia că sunt români. Vă fac o gradație ușor, ușor, ca să băgați de seama că a dispărut românii așteptând să ajungem ca să fim un popor. 1866, 127.326 de persoane s-au declarat că sunt români. Anul 1890, 149.727, 2002. Uitați-vă diferenția de 100 de ani aproape. 2002, recensământul, 34.576. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că a fost o pauză din cauza războiului, din cauza că n-am putut să contactăm noi minorități cu românii pe Dunăre. S-a întâmplat de a scăzut numărul, în loc să fie, să se dubleze din cauza că fiecare familie român de acolo, normal că mi-a făcut, să zicem, mai s-a născut un român 2-3 în plus, care acum ar trebui să avem poate, să zicem, poate să garantez poate 500.000 de români în Serbia. Anul 2011 a ajuns numărul încă de vreo aproape 5.000 de români. 29.400. Haideți să vedem, s-ar zice un interes. Cu recesă, cu rădești, cu cetățenie, cred că o să dublăm cifra de români ușor, ușor, cu care fiecare an. Am făcut o anchetă, asociația,
Dunăre, Platova. Deci, mult, mare curajie, noi încă și greșe de ministru la Zaita, de atunci noi ne-am încurajat domnul ministru Stanevici, ne-am încurajat asociația și ne-am pus pe muncă, ne-am pus pe lucru. Nu se poate fără lucruri. Noi trebuie să contactăm lumea, să educăm, să spunem liceu, unii rădăcinii, unii sunt morminții noștri. Că sunt aici, în partea asta, pistă Dunăre. Am contactat eu, personal, peste 500 de persoane în timpul asta, până în pauză de la domnul la ministru, până în zi de astăzi. Din 500 de persoane care l-am contactat cu, normal, cu educație, toți ei acum m-au informat, este vreo 7-7 zile, că s-au declarat la primărie că sunt cetățenie română. 500 de persoane, 510 sunt, da? Și să vă seama că dacă ne punem pe muncă și lucrăm și dacă se întâmplă, ce aș vrea să se întâmple, să câștigăm dublă cetățenie, o să ridicăm interesul să fim și odată, iar, repet, popor. Eu vin din zona Platova, are 22 de localități. 22 de localități sunt numai limba română să vorbește la cetățenie. Asta este orașul. 90% vorbesc limba românească. Mai are care arătă că copiii și părinții vor să învețe limba română dincolo de noi, 842 de copii s-au declarat că vor să învețe limba română pe zona de Zaita Bor, fără iadovina niște pojare la în partea la altă. Deci vreau să vă spun că o parte, Cladovo face parte din 800 42 de copii, face parte de 280 de copii. De bază limba română, în Cladova avem doi profesori și, deci, părinții la copii aia, avem întâlniri și, normal, că vor să câștige cetățenia. Eu am aici, asta este statistica din 2008. Aici sunt exact 198 de sate unde se vorbește limba română. Din asta aici sunt care sunt sate cu limba română, dar unde sunt cu roșu, sunt mixă și sârbă și română. Vreți dumneavoastră, domnilor conducătorii și deputaților pe asta, să-i lăsați pe drumuri, să nu fim în popor? Vedeți cum să facem să ajungem și noi la univers să câștigăm. Eu, ca să întrebim, am rugăminte și plângere. Mă rog de deputați, scoteți-ne de la muma de oraș, plingeți-ne la muma noastră bună. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Matasarevici, alături și domnul deputat Ten Tomar, care am înțeles că dorește să ne transmită un mesaj, oferind domnule. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Domnilor, îmi cer scuze pentru întârziere. Din păcate, am prins o perioadă extrem de aglomerată pe scena politică, dar am ținut în mod special să vă salut și foarte multă plăcere la orice dezbatere care este centrată pe situația comunităților românești de peste hotare, în mod special legată de comunitățile noastre istorice din imediata vecie. Cunosc tematica, cunosc și frământările celor care locuiesc în satele vecine României. Știu că una dintre temele principale este legată de cetățenie română. Asta este și motivul pentru care de 6 ani încoace am insistat în mod constant ca legislația în materie de cetățenie să fie simplificată astfel încât românii, indiferent unde locuiesc, să își poată obține cetățenia țării mamă. În 2009 a fost amendată
legea de cetățenie, legea a fost creată autoritatea națională pentru cetățenie, am avut o contribuție directă pentru ca și autoritatea națională pentru cetățenie și legea și toate modificările care au avut loc să facă cât mai flexibil acest proces de redobândire a cetățeniei sau dobândire a cetățeniei în cazul în care o inițiativă pe care am propus-o și care este susținută de mai mulți colegi parlamentari va trece de Camera Deputaților. Cred că este important ca statul român să-și îmbunătățească legislația în materie de relații cu conaționalii noștri de peste. Cred că legea de cetățenie române trebuie modificată astfel încât cetățenii altor state de origine română, cei care vorbesc în mod natural limba română, pentru că românești, indiferent unde locuiesc, și dacă vorbesc limba română sau unul dintre dialectele limbii române, să poată avea șansa de a-și obține și cetățenia țării România la cerere, nu doar prin mecanismul care există în momentul de față. Deci ne referim la redobândire sau dobândire doar după ce stai o perioadă de timp în țară, exact așa cum se întâmplă în cazul celui cetățean străin până la urmă. Există un consens pe această chestiune, cel puțin până la această oră, pe chestiunea legată de modificarea legislației. Sper ca proiectul de lege și confirme acest consens atunci când se va vota în Parlament. Cred că nu doar la acest capitol trebuie să facem o legislație. Cred că avem nevoie de o gândire de ansamblu, o regândire de ansamblu la ceea ce înseamnă politici culturale, politici educaționale, pentru că statul român a făcut pași importanți în această direcție. În momentul de față avem nevoie de crearea unui corp de profesioniști care să se ocupe de această problematică în mod constant, indiferent ne referim la zona guvernamentală, inclusiv la nivel parlamentar. S-au făcut câțiva pași importanți pentru că la nivel parlamentar există două comisii care au drept obiectiv consolidarea acestei legături și îmbunătățirea existent, Comisia pentru Românii de Pretutindeni din Senat, Comisia pentru Relația Comunităților Românești de peste hotare din cadrul Camerei Deputaților, dar avem nevoie de mult mai multă acțiune, multe resurse, pentru că fără resurse nu putem fi nici mult mai prezenți. Și o să vă dau un exemplu care m-a impresionat în urmă cu mă aflam în Republica Moldova, am încercat să urmăresc în direct un briefing de presă ținut de către președintele Traian Băsescu împreună cu vicepreședintele Statelor Unite. Am constatat cu regret că nu exista niciun post de televiziune de știri din România, pe rețeaua de cablu din Republica Moldova, una dintre cele mai mari rețele de distribuție de prin cablu în Republica Moldova. Prin urmare, nu puteam urmări această transmisiune directă. Concluzia era că românii din imediata vecinătate au acces la foarte puțină presă din România, mă refer aici la televiziune și radio. Am dat acest exemplu tocmai pentru a putea vedea exact unde suntem. Cred că și pe această linie e nevoie de un efort. Comunitățile românești au nevoie de instrumente media care să le permită să-și păstreze identitatea și în același timp să fie în contact permanent cu România. Constat cu interpelare pe această temă
și chiar mai mult decât atât, pentru că Agenția Națională de Presă, AgePres, își retrage rețeaua în comunitățile românești, lucru care este de nepermis și cred că, indiferent de constrângerile bugetare, nu putem rămâne ca România să nu aibă un corespondent al AgePres în Republica Moldova. Sunt foarte multe lucruri care mă preocupă pe această chestiune. Cred că AgePres ar trebui să aibă corespondenți peste tot în lume, unde există comunități mari de români, cu atât mai imediat atrecinătate, fie că vorbim de Chișinău, Cernăuți sau Valea Timocului. Sunt preocupat, voi rămâne constant atașat de problematică și atât cât cred că pot contribui, voi iniția cât mai multe inițiative legislative care să îmbunătățească cadrul legislativ existent, astfel încât important de țară mamă să se confirme și prin acțiuni concrete pe care statul român trebuie să le facă în comunitățile românești. Pentru că se face o confuzie destul de des, o întâlnim și mai între românii care locuiesc în imediata vecinătate și diaspora românească. Sunt două chestiuni diferite. Cetățenii români care au plecat din țară în diferite colțuri fac parte din comunitățile de diasporă, dar comunitățile românești din imediata vecinătate nu sunt cetățeni români care să fie plecați din țară în aceste state, ci sunt în aceste comunități în mod tradițional, de când s-a creat poporul român și au fost supuse unui intens proces de deznaționalizare. Asta este și motiv pentru care cred că statul român trebuie să investească în continuare foarte mult în aceste comunități. Fie că noi venim la românii din Transnistria, la românii din peninsula balcanică, în general, tot acest stat care înconjoară România trebuie protejat, pentru că susținerea acestor comunități, de fapt, înseamnă cauze comune. Eu îmi cer scuze, domnule ministru, domnule secretar, pentru scurta mea intervenție. Dacă există întrebări, pot răspunde, dacă nu, permisiunea dumneavoastră mă voi retrage pentru discuții și cu alte formațiuni politice. Domnul deputat, n-am spus când am vorbit, Octavian Lupulescu, sunt necunoscut. Ca să lămuresc o dată pentru totdeauna în discuție, în ceea ce privește Autoritatea Națională pentru Cetățenie, vă adresez doar rugămintea de a rezolva dumneavoastră problema legislativă a textului de lege și noi ne angajăm să-l punem. Propunerile sunt făcute. Știți foarte bine că trecerea acestei legi depinde de deputații și senatorii Parlamentului. Iar dacă textul de lege este pus la punct, Autoritatea pentru Cetățenie îl pune în aplicare în următoarele 24 de ore. Am terminat. Am reținut. Ne vom ocupa astfel încât modificarea legislației să nu producă mai multă confuzie decât există, ci să simplifice la maxim acest mecanism. Dacă depinde de mine, aș fi acordat cetățenia română într-un regim mult mai sigur și mult mai rapid. Dar luăm lucrurile așa cum sunt și sper ca modificarea pe care am propus-o să treacă cât mai rapid până la încheierea acestei sesiuni parlamentare. Eu vă mulțumesc foarte mult, doresc succes la această conferință și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim, domnule deputat, inclusiv pentru eforturile pe care l-ați depus cu domnul senator Badea și alți senatori deputați pentru ca acest proiect să capete o cât mai mare importanță. Vă mulțumesc.
În continuare, aș dori să îmi dau cuvântul de domnului Marin Nicolae, secretarul Comisiei Românilor de Pretutindeni din Senatul României. Bună ziua! Bine ați revenit printre noi. În principiu, nu am vrut să vorbesc, pentru că mă aflu aici să învăț, să vă ascult și să încerc să și pricep. Spun toate astea pentru că recunosc, sunt la primul mandat de parlamentar, printr-o conjunctură, așa cum știți, în par comisie, nu știam la fel ajuns aici este ce e vorba, dar mi-am propus și vă asigur că voi încerca să învăț și să pricep și să vă ascult și să căutăm soluții împreună. Nu vroiam să vorbesc pentru că nu știam ce să vă transmit, dar ascultând câțiva dintre dumneavoastră și odată cu venirea domnului Tomă Dânsu, am constatat că dumneavoastră vă plângeți și cred că nu faceți întâmplători, că doar vi se promite speranțe și nimic nu se întâmplă, iar unii politicieni, din 4 în 4 ani, bănuiesc eu, vin și vă promit că o să se rezolve. Ori trebuie să ridicăm tonul, așa cum a făcut-o un domn mai înainte, și am înțeles durerea și suferința, pentru că nu vorbea, nu cerșea, nu cerea bani, nu cerea bunăstare, cerea să-i și ce pot să vă spun eu, că în comisia noastră aveți tot sprijinul, că vom face lobby pe lângă colegii noștri deputați, atât în comisii cât și în plen, să putem duce la bun sfârșit această modificare. Eu vă mulțumesc încă o dată și contați cu noi. Mulțumesc! Mulțumim, domnule secretar. Aș dori să dau cuvântul domnului Vasile Terețeanu. Vine din Cernăuți, o zonă de ce românii pot să obțină acest română, însă cunoaște foarte bine problemele românilor din Timoc sau Transcarpatia. Vă mulțumesc și vreau să îmi exprim bucuria pentru această invitație, această consultație pe care dumneavoastră ca reprezentanți ai Parlamentul României, veți ne consultați într-o problemă deosebit de importantă pentru noi, românii, de pretutindeni. Era bine ca aceste consultații să fie permanente, nu numai din când în când, deoarece nu ar fi cazul să se uite că România, după cum am spus al nostru istoric, Nicolae Iorga, este o țară înconjurată de români. Și că în afara hotarelor actualele României locuiesc peste 13 milioane de români. Dacă ne gândim că în țară, deci, aproape iată că mai mult de jumătate din populația actuală a României, români, etnici români, care se află peste hotarele țării. Unii, am în vedere diaspora, care pleacă de bunăvoie la muncă, condamnat, pentru că fiecare omul vrea să trăiască mai bine și dacă are posibilitatea de a câștiga mai bine în alte părți decât acasă, pentru faptul acesta noi putem fi nimeni acuzat. Dar sunt și foarte mulți români care nu au nicăieri din teritoriile lor strămoșești, sunt la ei acasă, acolo unde sunt. Continuând să reprezinte acea insulă de latinitate într-un ocean slab. Și dacă a furtunilor prin care a trecut neamul nostru de multe ori tot roade această insulă pe la margini, nu este vina noastră, nici a părinților noștri, nici
a strămoșilor noștri. Așa probabil ne-a fost destinul puși la această grea încercare. Dar cu toate acestea, pot spune că noi românii din imediată vicinătatea României, din teritoriile noastre strămoșești, în pofida vitrejilor sorții, permanență să ne păstrăm identitatea noastră națională. Pentru ca să ne putem păstra, desigur că noi nu o putem face aceasta în afara sprijinului pe care trebuie să-l primim din România și conform articolului 7 României, ci și din punctul de vedere al solidarității naționale care ar trebui să existe între toți românii, oriunde ar locui ei. Vreau să spun cu privire la această lege a cetățeniei. Îl susținem întregime pe colegul meu, pe domnul Ion Mihai Botoș, președintele Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia și senator de Transcarpatia în Senatul Uniunii Internaționale Comunitatea Românilor din Ucraina, din care fac parte 28 de organizații ONG-uri românești din Ucraina, adică din regiunile Cernăuți, Transcarpatia, Maramureșului Istoric și din regiunea Odessa, precum și românii care sunt de acum diaspora românească în Ucraina, cei din Kiev, din Dnipropetrovsk, Harkov, Donetsk, Crimea și din alte zone. Specializez un singur lucru, că de multe ori în discursurile politicienilor români suntem numiți și noi ca diaspora, românii din imediata vicinătate a României. Noi nu suntem, mă rog, noi suntem români din teritoriile noastre strămoșești sau din imediata vicinătate a României. Diaspora sunt cei care au plecat de acasă, undeva și s-au stabilit cu traiul, din diverse motive, unde întemeiate, în alte locuri, mai departe sau mai aproape de actualele hotare ale României. De ce am trebuit să se facă această distinție? Cât privește la românii din Maramureșul istoric, se face nedreptate, noi românii din Bucovina spunem acest lucru, îi susținem întregime pentru că ei au făcut parte din România mare și a trebuit să bucure de această lege a cetățeniei române pentru redobândire. Dar în același timp susținem și doleanțele confraților noștri din Valea Timocului, din Voievodina, din Bulgaria, care, în baza criteriului etnic, doresc să cetățenia română. E o dorință firească și ea trebuie să fie realizată fără mari probleme. Trebuie îndinată această redobândire prin modificările pe care le solicitați, să fie îndinată etnic pentru cei din Serbia și din Bulgaria, din Voievodina sau din alte zone, fie America, Rusia sau de cu cel al redobândirii cetățeniei cu care ne bucurăm conform actuală legislație care a fost adoptată la 21 legea numărul 21 din 1 martie 1991. Că se acordă și primul criteriu este cunoașterea limbii române. Ori pentru noi toți, coloana vertebrală a românului, întotdeauna se trebuie să fie limba română. Și acel care recunoaște limba română, vorbește perfect în limba română, că trebuie să se bucure în primul rând de acest beneficiu și această onoare de a purta cetățenia română. Desigur, statul ucrainean nu recunoaște cetățenia dublă. Din această cauză, adoptat și a solicitat și a obținut cetățenia română, a fost în anumite momente persecutați, dar lumea trece peste toate acestea și peste amenințările care vin din partea serviciilor secrete sau altor a unor reprezentanțe ai forțelor politice de dreapta, care cer ca să fie adoptate legi foarte dure împotriva celor care au cetățenie dublă. Dar sperăm că actuala conducere a Ucrainei, care
Institutul Olimpiadei Europeană va merge pe această cale și va adopta Institutul Cetățeniei Duble, astfel noi ne vom putea bucura liber fără ca cineva să-și ascundă cetățenia. Am văzut că un autocar întreg de români din nordul Bucovinei, nordul Basarabei și fostul Trinitriet s-au venit încoace cu un autocar de vreo 50 și ceva de locuri, au venit să depună jurământul de credință. Desigur, rămân, continuă să rămână cetățeni ai șoi Ucrainei, faptul acesta punem în fața lor, cred eu, obligații duble, pentru că trebuie să respecte legislația și amnistia și alteia, dar multe doar dintre cei care solicită cetățenie și cum o fac, numai decât din mare patriotism sau de mare dragoste față de România, ci din motive economice, dar bazându-ne noi pe acest motiv valor economic, și mai ales că ei se bucură de dreptul de a obține, pentru că părinții lor, chiar dacă au fost etnici ucraineni, dar au fost cetățenii României, și în cazul acesta nu putem să apelăm la criteriul etnic, ci la criteriul cetățenii României din celelalte zone, cred să primeze cunoașterea limbii și criteriul etnic. Precum și pot găsi motive că nu au avut posibilitatea să cunoască limba și pentru că nu au avut școli în limba română. Eu văd că românii din Voievodina, din Valea Timocului, nu au avut nicio școală până acum, dar iată și-a păstrat frumoasa lor limbă, fapt pentru care salutăm și considerăm că... Iată că aceasta este dorința noastră, că ar fi bine ca Senatul României, ca radioputaților, să consulte mai des cu românii din afară otarilor țării, pentru că și noi suntem poporul român. Și dacă România va fi în continuare, chiar dacă este deosebire de noi, românii în Ucraina, cei din alte zone, nu facem parte încă din familia civilizată a poporului european, sperăm s-a întâmplat, dar totul are nevoie ca în jurul ei, în jurul hotarilor ei, să aibă românii adevărați care știu să, și cărora nu le este rușine să fie cetățeni români. Noi ne mândrim cu faptul că suntem cetățeni nu mai, aș zic așa, la ocazie, la ocazie sau electoral, ci ne mândrim cu acest fapt datorită dragostea noastră pentru patria noastră istorică, sângele care ne curge prin vinile noastre, amintirea părinților și a care a fost cetățeni ai României. De aceea vreau să spun că ne bucurăm pentru această invitație, sperăm că pe viitor această legătură dintre noi și patria noastră istorică se va consolida. Legislația trebuie să vină în sprijinirea doleanțelor noastre, să fie depășite acele, știu, diverse capcane care există legislative, pentru că atâta timp când va crește solidaritatea neamului românesc, oriunde va fi România mai puternică, mai înfăritoare și va avea un viitor mai frumos. Doamne, nu pot spune altceva decât apără poporul român. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Tărățeanu. În continuare, domnului Marian Greciu. Am să încerc să fiu rapid și scurt. Întâi mulțumesc pentru invitație. Este foarte important să aflăm opiniile României. Pentru problema numărul 1, a saluta orice inițiativă legislativă care ar aduce mai repede în arealul neamului românesc pe toți românii din jurul României, dar și cu alte. În același timp, am să fiu un pic mai, să spuneți dumneavoastră cum, aș dori ca și românii din jurul României să fie și un pic mai români la ea. Domnule ministru, îmi cer scuze că mă adresez direct, dar simțeam nevoia și se simte nevoia unei politici de continuitate în interesul românesc. Și am să vă spun de ce. Cunosc situația foarte bine și în Timocă, și în Moldova. Unul din cei mai plimbați poeți
român din Serbia este pus la aici. Este cel mai mare blat. O spune cu glasare. Am de zile s-a ferit pe la televiziunea română. Vreau să spun că ar trebui să fim mai români și la noi în teritorii și nu o spun cu ochii de laudă. 27 martie asociația l-a sărbătorit la Edineț, care este un oraș problema al Republicii Moldova. În același timp, întâmplarea face ca lângă intrarea în prefectură unde se depun jurământe și dosare. Este foarte dificil pentru mine, ca român din România, să știu că cineva vine cetățenie și vorbește rusește, ucrainean acolo. Vorbeam de continuitatea unei politici a interesului neamului românesc și orice schimbare ne bucură în sensul că ne dă o speranță în această problemă. Aș fi vrut să spun mai multe, că asociația de activitate, avem multe realizări, dar nu vă temeți, n-am să spun nimic despre asta. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Crenciu. Aș vrea să dau cuvântul lui Alexandru Naidanu la Asociația Studenților Primoceni. Bună ziua! Bine v-am regăsit pe unii. Văd foarte multă lumea nouă, de ceea ce mă bucur. Am fost întotdeauna susținător promovării românilor, inclusiv românilor din Valea Timocului și sunt bucur că putem să ne cunoaștem așa mai bine. Ceea ce vreau să zic eu în legătură cu schimbarea legii pentru dobândirea cetățeniei române sau dublei cetățenie, vreau să zic că România, în primul rând, este o țară europeană. Cetățenia română poate să fie doar un avantaj. Toate punctele de vedere. Și în situația din Timoc este foarte gravă, ceea ce depinde de criză de identitate. Normal că legea statului român consideră și pe vlaci, ca și pe români. Din păcate, situația este mult diferită. Eu și colegii mei credem că prin această simplificare a legii va dispare această criză de identitate, ce ne doare foarte mult. Ce depinde de implicarea românilor de pretutindeni din zona istorică în viața politică în România, deci este foarte, foarte înjosită. Eu vă spun că în nicio instituție publică din România nu există niciun om sau nicio persoană din Valea Timocului. Deci să lucrează, să ajută pe cei miniștri, pe cei care conduc țara asta, să ne ajute și pe noi. Că nimeni nu poate să știe mai bine problemele noastre decât noi siguri. Într-adevăr. Deci ceea ce depinde de cetățenia în privința studenților, am zis că este o țară a Uniunii Europene, se deschid foarte multe ușile. Știm că în Uniunea Europeană este nevoie de forță de muncă, ceea ce e extraordinar pentru studenți, pentru că se deschid foarte multe ușile. Vreau să zic că și aici în România, pentru că sunt student la medicina generală, de exemplu, da, ne consideră ca români în România, dar ca rezidenți la medicina nu avem dreptul la salariul care este pentru medici rezidenți, avem dreptul decât la bursă care este alocată de către român și din cauza asta foarte mulți români de ai noștri din Serbia sau chiar și din zone istorice
care sunt, să nu zic, Maramureș și mai departe, că știm cu toți că refuză să se înscrie la, deci, la studiile, la rezidențiat în România, dar și România are nevoie de foarte, foarte mulți medici. Cred că prin acest lucru și va fi mai avantajos și pentru noi ca să facem studiile suplimentare în România. Eu v-aș adresa o întrebare către domnul ministru. Cine va acorda de etnie din zonele, deci adeverințele de etnie pentru dobândirea cetățeniei române? Dacă vor fi asociațiile sau primăriile de acolo, îmi puteți răspuns, vă rog eu frumos. Cred că întrebarea aceasta este pusă mult prea devreme. Pentru că înainte să ne va da acel certificat de cetățenie, dacă aceasta va fi soluția sau dacă acest lucru va face parte din drumul către obținerea unei cetățenii românești, este un subiect care va intra în discuție după ce lucrurile vor fi mult mai la nivel legislativ, la nivel european și abia după aceea această întrebare cred că ține mai mult de implementarea unui proiect decât de acest moment la care ne-am adunat și unde discutăm pe marginea acestei amendamente. Deci nu este întrebare acum. Da, ok, vă mulțumesc și aștept răspunsul. Aș zice decât încă un singur lucru. Zic că până acum am trăit ca român, m-a consider, dar nu sunt român. Din cauza asta vreau să mă adresez tuturor deputaților care vor vota pentru această lege, să voteze pentru schimbarea legii cetățeniei, pentru că să ne simt. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, Alex. În continuare, aș vrea să dau cuvântul domnului Dorel Cețan. Bună ziua, doamnelor și domnilor, domnul ministru. Aș vrea să pun o întrebare simplă și m-aș bucura de un răspuns simplu. Care este explicația domnilor deputați care nu vor vota, de exemplu, această lege în Parlament? Mâine o să ne întoarcem cu toții în acasă și o să mă întrebe, Dorel, ai fost la București, de ce nu primim cetățenia? Care este piedica ca unui deputat să nu voteze sau să voteze contra această lege? Vă mulțumesc! Da, am să vă dau un răspuns simplu. Nu pentru că aș ști de ce și cine și câți vor vota pentru sau împotriva, dar pot să vă spun că pe fondul acestei probleme, cu care suntem toți de acord și care ne preocupă pe toți, este un element legislativ, cum spunea cineva, România face parte din Europa. Există legi în Europa, există convenții, în contradicție cu o lege pe care noi am putea să o propunem. Răspunsul simplu, ca să nu detaliez foarte tare, la acest nivel al discuției, este că articolul 5 din Convenția pentru Cetățenie a Comisiei Europene nu permite acordarea unei cetățenii pe criterii etnice. Pentru că acordarea cetățeniei se face pe alte criterii care sunt aprobate și de către toate celelalte state. Mai mult decât atât, Comisia de la Veneția consideră că în momentul în care s-ar face acest lucru pe criterii etnice, deci vorbim în acest moment, atunci acest fapt ar probleme și o... Nu știu cum să formulez, ca să fiu bineînțeles, ar crea divergențe cu statul în care acești români există, sârbi, bulgari, greci, albanezi și așa mai departe. Și nu cred eu personal că soluția este aceasta cea mai bună. Cred că totul trebuie realizat prin dialog
nu prin a forțăm mâna cuiva. Legea este lege și unde e lege nu-i tocmeală, deci eu personal sunt adeptul principiilor și principiul spune că trebuie să ținem cont de lege. Dacă o lege este proastă, dar nu putem să mergem împotriva legii. Deci, acest articol 5 este extrem de important de știut, că precizează foarte clar posibilitatea de a se acorda cetățenia etice. De aici încolo, această propunere care a fost făcută și care, vă repet, întrunește adeziunea, cel puțin morală și patriotică, a multora dintre noi, sau din România, indiferent din ce sferă politică fac parte, dar prefer să fiu eu foarte clar și foarte cinstit. Ați avut ocazia din aur să-l auziți pe domnul Tom. S-a ocupat locul pe care îl ocup eu cu niște ani în urmă și sigur că nu pot să mă abțin și să nu constat diferența dintre felul în care văd eu lucrurile și pun eu problema și felul în care le pune un politic. Am asistat la un discurs politic pentru că întotdeauna este, e frumos, nu e o critică asta domnului Tomac, dar oameni ferește, ci pur și simplu vorbeam de principii. Eu cred că lucrurile trebuie spuse, trebuie spus lucrurilor pe nume, explicații juste, corecte și legale pentru a putea merge mai departe. E foarte frumos să facem propuneri. Domnul Tomac știe foarte bine că acest articol le împiedică. Sigur, propunerea e binevenită și va fi discutată. Sau nu aprobată, asta nu mai depinde de mine. Dar e foarte frumos să avem păreri despre ceea ce bine să facem și păreri de astea avem de ani de zi. Generalul de Gaulle, pe vremuri, spunea că cimitirele sunt pline de oameni cu bune intenții. Discursul politic, eu nefiind politician, nu-l pot avea, dar prefer discursul meu, în care discursul meu. Cuvintele mele, în care să vă răspund concret la niște întrebări concrete. Deci, cam ăsta ar fi răspunsul concret la întrebarea mea. Putem dezvolta. Ce aș vrea să vă mai spun, nu pentru că plec. Eu sunt adeptul dialogului, cel care m-am întâlnit și eu foarte bine că nu contează timpul pe care avem lucruri să ne spunem. De aceea eu nu pot să fac discursuri politice. Vin, fac discursul și plec în aplauzele sălii. Bun, nu m-a plecat în aplauzele sălii, dar discursul a fost foarte politic. Nu e cazul meu. Deci, cred că trebuie să vedem problemele, le știm. Simțul românesc este indiscutabil și cei care sper că îmi devin curând sau vor deveni, dacă n-au devenit încă prieteni, vor ști că eu nu fac promisiuni pentru că nu cred în promisiuni. E foarte ușor să faci promisiuni. Și premierul României ne-a spus-o foarte clar într-o ședință de guvern, că preferă să piardă niște voturi pentru că a spus adevărul, decât să câștige niște voturi spunând minciuni. Pentru că sunt lucruri pe care putem să le facem, sunt lucruri pe care nu putem să le facem și sunt lucruri la care putem să lucrăm pentru a le face mai bine. Din această zi este în acest al treilea sens, să încercăm să găsim soluția. Dar, repet, acest articol 5 este o problemă care nu poate fi neglijată. Iar țările despre care s-a anunțat, și fac o paranteză, cu părerea dumneavoastră, prin care spuneați că România este dezinteresată de românii din afara granițelor. Mă bucur în același timp că avem o aceeași lungime de undă când vorbim de diferența, ceea ce am spus eu la început, românii din teritoriile istorice și românii din diasporă. Noi știm foarte bine lucrul acesta, l-am spus și îl repet, mă bucur că gândim la fel, dar nu putem spune că România este dezinteresată și nu face nimic pentru românii de pretutindeni. România, ca stat european, face tot ce stă în putință, fără a intra în conflict cu legile și regulile acestei familii europene în care facem parte. Vrem să facem parte dintr-o familie,
trebuie să acceptăm și pe unchiul care poate sfore prea tare noaptea sau nepotul care plânge prea mult. Trebuie să ne acceptăm între noi și, în primul rând, trebuie să ținem cont de legi. Ce putem face este subiectul acestei întâlniri și a următoarelor discuții care vor fi, evident, peste nivelul nostru de aici. Dar Excelența voastră, vă mulțumesc, dar vreau să intervin pentru că sunt foarte binevenite precauțiile dumneavoastră europene, dar să ne gândim cum procedează tot o țară europeană, cum este Ungaria sau chiar Germania, care, din punct de vedere criteriu etnic, acordă prea multe, știu eu, precauțiile acestei legislative europene, sper ca să țină cont de unele dintre ele. Era exact continuarea a ceea ce spuneam, dar mai repede decât am apucat să termin, exact asta vreau să vă spun. Ungaria și Bulgaria, care făcea acest lucru, îl făcea contrazicând acest articol 5, deci acțiunile acestor state europene ilegale din punct de vedere al legilor europene. Motiv pentru care au și fost chemate într-un fel la ordine pentru a li se aminti poate că acest articol există și nu putem să nu ținem cont de el. Dar că putem găsi împreună alte formulări sau o altă punere în pagină a unui subiect care ne preocupă pe toți. Dacă nu ne-ar preocupa, nu am fi astăzi aici. Deci așa cum reprezentantul autorității care face acest lucru, apropo de cetățenie, dânsii nu pot să o facă decât în urma unei legi. De aceea, punctul de vedere al Guvernului față de acest subiect este că stată și pusă problema în plenul Parlamentului, pentru că nu este o lege oarecare care ar fi schimbată. Știm că dacă se schimbă, dacă se adaugă acest amendament, atunci cele două articole 10 și 11 devin de facto inutile. Problema este extrem de complexă și nu putem să facem tot ce ne-am dorit, din păcate. Deci acele două țări de care spuneați, da, într-adevăr au făcut-o și nu au fost în litera legii. Mi pare bine că am ajuns la dumneavoastră, că sunteți mai practic și deodată am dorit să amintim că în Transcarpatia este comunitate de 200.000, în jur de 200.000 de maghiari, iar în toată Corina o comunitate în jur de 500.000. Dacă comunitatea maghiară în Transcarpatia, pe parcursul a fiecare luni a anului, este vizitată, să zicem așa, 2-3 persoane din nivel superior și nivel inferior, practic, nu notat. Dar comunitatea românească din Ucraina, să zicem așa, este vizitată de mari demnitari ai statului român, din o dată în 4, în 5 ani, în 6 ani, când noi ne-am gândit că, dacă dumneavoastră ziceți că sunteți mai practic și ca să vă invităm în Ucraina, în zonele unde locuiesc românii, ca să-i vedeți la ei acasă, că cu părerea de rău, de multe ori se schimbă și ministrii la Departamentul Românilor de Pregătindin și comunitățile românești din jurul României nu-i cunosc și nu-ți poate face direct cu ei de cunoștință. Anul trecut, în dreapta acestea, a fost domnul secretar de Olaru, practic a vizitat localitățile românești, a promis foarte multe, dar până la urmă nu a ieșit nimic. Din câteva zeci de proiecte depuse la Departamentul Românilor de Pregătindin din anul, dacă am compara numărul de români în Ungaria și în Transcarpatia, atunci numărul de români din Ungaria a primit practic de 50 de ori mai mult, cei 10.000 de români, cât cei 500.000 din Ucraina. Proiectele au fost respinse și să zicem că asta este un lucru care pe noi nu ne mulțumește cu recunoașterea românilor din Ucraina. Românii din Ucraina, pentru că
contract cu niciun proiect, nu a fost aprobat. Suntem să facem un singur proiect și acela la jumătate. Dar toți românii din Ucraina, prin adunările care se fac, spun una și aceea, că ar dori ca mai des să fie dignitarii statului român în vizită la ei acasă. Da, să vă răspund foarte simplu. Probabil diferența între mine și domnul Severo Laru sau domnul Toma, care chiar dacă au bune intenții, au făcut poate acele promisiuni care s-au dovedit, dar nu putea fi împlinit. De aceea nu fac promisiuni. Invitații, dar vreau să spun că înainte de a mă invita, deja mi-am propus să vin la dumneavoastră, așa cum am fost în Serbia, cum am fost în Voivodina și Valea Timocului, pentru că eu consider că, exact ce spuneam la început, atâta vreme cât nu și nu știm exact care sunt problemele și nu problemele care le aflăm prin diferitele mesaje care vin de la ambasade sau de la consulate. Ele sunt foarte utile și necesare. Dar eu consider că oamenii trebuie ascultați acolo unde muncesc, acolo unde se lovesc de adevăratele lor probleme. Așa cum Valea Timocului, Biserica Ortodoxă Română, de exemplu, nu este recunoscută de Biserica Ortodoxă Sârbă, ca să vă dau un singur exemplu. Deci, da, intenția mea este de a veni și a vă promite ceva ce poate știu deja că nu pot să nu depinde de mine. Deci aici aveți în mine un om român de pretutindeni care vă înțelege exact și care cu riscul de a vă voi spune adevărul. Noi vă mulțumim pentru sinceritatea cu care vă adresați nouă și problemele noastre, dar vreau să spun un singur lucru pentru informație. Ucraina, care nu recunoaște cetățenia dublă și de multe ori români care își solicită cetățenie sunt urmăriți, persecutați, ea în același timp a acordat până acum peste 200.000 de cetățenii, deci este un standard dublu standard, Ucraina, Republica Moldova și din Transnistria. Diferența. Românii, cu mult mai puțin și ala din care se bucură și au dreptul lor, pentru că au fost cetățeni și se dobândesc, în același timp Ucraina a acordat cetățenii 200.000 de ucraineni. Iar tot timp de devine în Europa și să respecte legile Europei. Deci trebuie să spun și noi, cred eu, că lângă acest practicism e foarte bun și necesar să nu ne facem iluzii, dar să avem și ca mai târzi bărbătesc în politica pe care statul român, având interesele sale naționale, să promoveze în fostele sale teritorii, dar și în afara fostelor sale teritorii, de oriunde locuiesc români. Fiecare român, oriunde, este parte a poporului român. Trebuie considerat așa măcar. Vă mulțumesc și mă iertați pentru intervențiile mele. Ne-am cunoscut, știu câtă pasiune există în tot ceea ce faceți, ceea ce spuneți și cum vorbiți. Evident că vibrăm la fel. Și ați dat răspunsul singur la această întrebare. Dacă Ucraina face ceea ce face cu dubla cetățenie, o face pentru că nu face parte din Europa. Nu e legată de articolul 5. Deci, dar spuneți și aici e marea diferență între legea care trebuie respectată și dorințele noastre justificate. Să găsim acea soluție. La asta lucrăm și vom vedea ce putem face. Dar total nu la locul lui să vă spun eu acum, gata, mâine toată lumea o să fie cu pașaport românesc. Ar fi o mare minciună. Și deci eu nu sunt un politic. Asta încercăm să facem și să găsim acele soluții pentru românii noștri, oriunde s-ar afla. Domnule ministru, eu am o propunere care poate să fie importantă. Atenția, în perioada care va fi pregătitul dosarilor pentru persoane care vor să primească cetățenia, să naște și, deci, iese și un fel de care vor să profită în situația asta. Mă rog de dumneavoastră să aveți în vedere
să fie împuternicire pentru asociațiile românești care poate să pregătească dosarele cu documentului pentru cetățenia asta. Deci aceea este șoc. Să se traducă așa documente și mai multe. Și mă rog, asta se întâmplă pe zonă, pe acolo, pe la noi, cu cetățenia bulgară și mai multe știm noi toți ce se întâmplă. Și ca să nu scutem banii din la lume din buzunar, împotrivă cine, asociațiile să facem lucrurile bune. Mulțumesc! Exact ce spuneam și mai devreme, nu suntem încă la acest nivel al discuției, dar eu, un spirit pragmatic și, zic eu, cinstit ca om, vreau să vă adresez și eu la rândul meu un challenge, dacă vreți, sau o propunere la care să vă gândiți. De mult ar trebui organizat, e votat în România, acel congres al românilor de pretutindeni. Deci, vă fac această cerere prietenească de a te vorbiți de asociații, de a vă preocupa cât mai repede posibil. Alegeți dumneavoastră reprezentanții pe care ați vrea să-i trimiteți la acest congres. Adică trebuie să ne luăm soarta în mână câteodată și nu doar să cerem, chiar dacă avem dreptate să cerem, ci să vedem și ce putem să facem înainte de a cere. Să putem să avem un dialog permanent și deschis și obiectiv între românii noștri de pretutindeni și toate structurile statului român, acest congres va fi acea punte de legătură. Facem, trebuie ca voi toți românii de pretutindeni să aveți capacitatea pe care, din păcate, nu reușim să o avem noi românii de a ne aduna cu toți împreună. Dacă am putea să uităm de ceea ce spunea Caragiale, acele conflicte de și de orgolii prostlasate și de gelozii și de fel de fel de alte conflicte românești, cred că ne-ar fi mult mai ușor și ne-ar fi mult mai bine. Deci, iată, aveți o sarcină importantă. Alegeți-vă reprezentanți și în momentul în care vom reuși să punem pe picioare acest congres al românilor de pretutindeni, atunci veți avea cu toții convingerea și sentimentul că sunteți reprezentați de cei care chiar vă reprezintă. Vom putea discuta mult mai ușor cu orice altă autoritate. V-am dat o temă, mi-ați dat mie destule, vă dau și ora. Mai avem un singur vorbitor, domnul Ștefan Mihailov din Serbia. Vă rog, domnule Mihailov. Sunt Ștefan Mihailov, președintele Comunității Românilor din Serbia. Știm cu toții că păstrarea identității naționale se poate face doar strict respectând prevederile legale care trăim, iar legile din România ne pot ajuta dacă doar direct să se referă la noi, noi actualmente fiind cetățeni străini în țara mea. Știm foarte bine că Europa formată din state naționale, modificându-se ulterior legislația, introducându-se alte beneficii, însă în Europa, la baza cetățeniei, este să ceea ce este diferit de Statele Unite, unde este cu tot alt criteriu. Vă putem spune liber, în Serbia, noi românii suntem unica minoritate, avem dreptul la cetățenia patriei. Toate celelalte minorități au acest drept și marele este mirarea de ce noi nu avem acest drept și adeseori, la întâlnirile cu altor minorități, între această întrebare. Deci, se poate. Este posibil și foarte multe țări au făcut acest lucru. Să nu uităm, înainte de studentul Timișoara, cunosc foarte bine că germanii din Timișoara, în perioada aceea, au primit cetățenie germană pe bază etnică. La fel. Și exemplele totuși, în decursul istoriei noastre am avut capacități, am avut
multe exemple pozitive pe care doresc pe câteva să le evoc. Acum, de n-ar fi pozitive, probabil eu nu știam să mă să vorbesc astăzi aici în limba română. Luna aceasta, foarte de curând, am avut marcarea bicentenarului Bisericii din Sân Mihai, adică două secole de existență a Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul a fost cu atât mai marcant, fiindcă biserica a fost resfințită, iar la târnăsire au fost introduse maștele Sfântului Ierarh. Andrei Șaguna este o personalitate remarcantă. Într-adevăr, noi bănățenii, românii din Voivodina, avem foarte multe drepturi, însă nimeni nu a două aceste drepturi. Am avut ca și frații noștri din Ardeal. Foarte majoritatea covârșitoare a bisericilor din Serbia au ales să-l Andrei Șaguna, după practică și doar câteva localități au ales să nu facă. Astăzi, în acele localități, nu există picior de român, el este ardelean sau mai departe. Acțiunile Sfântului Ierarh Andrei Șaguna au pus o piatră de temelie la păstrarea ide- național. Și eu voi încerca să fiu foarte scurt. Îl reprezintă Convenția Școlară dintre Regatul României și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor. Din păcate, nu a cuprins tot teritoriul românii și aici mă refer la românii primăceni care nu au beneficiat de această convenție. Însă, la noi, în Voivodina, în perioada aceea, a fost renașterea culturii românilor bănățeni, care au fost croaților, sârbilor croaților și slovenilor. Această acțiune a făcut posibilitatea ca astăzi să fie normal ca fiecare sat să aibă societate culturală, a făcut posibil ca să avem festivale, a făcut posibil ca să avem școli, a făcut posibil să avem biserici, a făcut posibil chiar să avem uzul oficial al limbii române în administrațiile locale unde trăiesc românii. Depinde de capacitatea noastră, putem să ne utilizăm de aceste legi. Unica minoritate din toată Serbia care pot să facă este minoritatea maghiară, care în totalitate sau să utilizeze de asimilarea este prezentă. Numărul românilor drastic scade de la recensământ la recensământ. Nu doresc să intru dacă recensământele sunt corecte sau dacă recensământele nu sunt corecte. Asta este o situație care se... Însă ne folosim de statisticile, de exemplu, care le avem la mână, iar situația din teren, deoarece avem filiale în toate localitățile românești, le vedem. Stoparea asimilării, de o parte, este și din vina noastră, a românilor, o unealtă ar fi și cetățenia română. Sunt foarte multe cazuri, mai ales în varianta, unde oamenii confundă realitatea. Acest lucru s-ar stopa prin votarea obținerii cetățeniei române, criteriul etnic, într-adevăr, ar fi un moment istoric și, într-adevăr, s-ar fi pus încă o piatră de temelie la păstrarea identității naționale a Serbia, un moment la fel de important ca celelalte două pe care le-am evocat. Pentru a rămâne și pentru a ne păstra români, nu putem singuri, trebuie să fim sprijiniți prin conlucrare să facem public. Voința este foarte mare a românilor din Serbia, în privință la cetățenia română.
Dau exemplu încă o dată celorlalte minorități care tot și tot în Serbia trăiesc unde trăim și noi și apelăm la Parlamentul României să nu întoarcă capul, fiindcă va fi un moment foarte grav, greșelile greu să și să ne ajute ca împreună, într-adevăr, să punem încă o cărămidă, cum am spus, la temelia păstrării identității naționale. Vă mulțumesc! Anumite subiecte noi le-am discutat deja când am venit în Serbia. Ai ridicat două, trei probleme care mi se par foarte importante și am să profit de ele tocmai pentru a face această asociere. Spuneai de care este recunoscută și are drepturile pe care le spune legea, care trebuie să le aibă. Principala luptă a României în acest domeniu este ca comunitățile românești din s-ar afla să beneficieze de exact aceleași drepturi și obligații pe care le au toate minoritățile tuturor celorlalte țări din România. Suntem nu un exemplu, unic în lume, minoritățile sunt și au drepturi egale cu populația românească. Acest exemplu, sigur că ne-am dorit să fie, să inspire și pe alții. Sigur că există sunt neapărat respectate. De foarte multe ori, între nivelul central și nivelul local, sunt diferențe. Deși legea este promulgată, autoritățile locale nu întotdeauna o aplică sau pun bețe în roate, știm foarte de limba română, care sunt puse după la un interval de timp foarte lung. Deci copiii ori nu pot să se mai întoarcă, ori nu mai au autobuze sau mijloace de transport să revină acasă. Deci sunt foarte multe probleme, știm de ele că am discutat cu voi toți când am Serbia. Să nu uităm și un alt lucru. V-am spus, eu am să spun întotdeauna adevărul chiar dacă te aranjează. E o mare diferență între situația românilor din Voivodina și situația românilor din Valea. Și dacă românii din unde e biserica, biserica românească, ortodoxă românească, în Voivodina este acceptată și recunoscută, ceea ce nu e cazul în Valea Timocului. Și aici am să spun ceva care, în mod sigur, vă va deranja. Dar în Valea, în Voivodina, bună pentru românii noștri și sunt acceptați și recunoscuți și cursurile se fac mai bine și biserica este recunoscută, este în mare măsură pentru că minoritatea maghiară s-a luptat ca să-și obțină drepturile. Noi, din păcate, nu prea suntem capabili să ne luptăm pentru propriile noastre drepturi. Că așa suntem noi. Eu mi-aș dori din tot sufletul ca acea vorbă românească stupidă, cu capul plecat, sabia noastră, și să-l scoatem din memoria noastră. Avem toate motivele să fim mândri că suntem români și avem toate motivele să fim mândri de ceea ce a însemnat acest neam. De aceea nu trebuie să ne lăsăm impresionați sau dați la o parte 50 de ani de comunism și multe din afară au încercat să ne facă să uităm pe noi sau pe voi cei care sunteți dincolo de frontiere că suntem români și n-au reușit. Deci de aici încolo trebuie să fim împreună. Fiind împreună, putem să facem multe lucruri. Și vă din tot sufletul, pe voi cei din Voivodina și cu cei din Valea Timocului, adunați-vă și nu împrieteniți-vă, că n-aveți de ce să nu fiți prieteni, dar schimbați-vă gândurile, schimbați-vă ideile, folosiți-vă care puteți deveni pentru a deja din interior. Oricât am vrea să facem de aici, oricât departamentul pe care îl conduc ar încerca să facă, cu bugetul pe care îl avem, ăla mic, cât e, dar încercăm să facem. Niciodată nu tot ce ar putea fi făcut, adică de la voi, lucrurile ar fi deja mult mai bine conturate. Haideți să ne adunăm, haideți să vă adunați între voi și să uitați de toate aceste conflicte și să exemplele acelea bune și să mergem împreună mai departe. Nu putem doar noi să facem dacă din interior nu avem suficient sprijin. Este o relație bilaterală, e cu dus în toți. Suntem legați unii de alții.
Deci, chiar vă rog, că suntem români de pretutinde, nu vă mai certați, puneți-vă în jurul unei mese, găsiți acel dialog, acel limbaj comun care ne va ajuta pe noi, la nivel guvernamental, la nivel structuri ale statului român, să putem să facem mai multe lucruri. Dar în momentul în care ne ducem și vorbim și auzim din trei grupuri diferite sau din trei asociații diferite, trei păreri diverse, acuzatoare față de celelalte două, e o problemă. Se fac proiecte, să mă aduc un pic, trag plapuma la mine, foarte multe proiecte care sunt prezentate la Departamentul Românilor. De ce dintr-o minoritate a Serbiei sau a Ucrainei sau a Republicii Moldova sau a Ungariei sau de oriunde din teritoriile istorice, de ce să 7 asociații să facă 7 propuneri festivaluri de folclor? De ce acele nu s-ar aduna să facă un singur proiect? Pentru că atunci și banii vor fi puțin mai mulți și atunci în urma acelui proiect va rămâne ceva și atunci și noi vom conta mult mai mult în fața tuturor. Dacă facem 7 lucruri diferite, eu sunt, repet, sunt actor și eu dacă împart în 7 sări diferite, voi avea publicul împărțit în 7 sări diferite. Dacă aș putea să-i adun pe toți în aceeași sală, păi și eu aș plânge la sfârșit pentru că aș fi aplaudat de câteva mii de oameni, nu de câteva. Frumos să ne adunăm și să mâncăm mici, să bem de. Noi vrem și încercăm să facem tot ce putem ca să susținem aceste proiecte. Încercați să vă adunați în jurul acestor idei bune pe care le aveți, dar e păcat să avem 10 idei, să facem 10 proiecte, mai mult mai puțin să facem unul singur, care chiar să fie important. E important să ne arătăm, e important să fim mândri de ceea ce suntem și să ținem capul drept pentru că suntem români. Dar trebuie să o facem împreună. Dacă e un mesaj și eu am să-l repet de mesajul ăsta, cât o să rămân în această funcție, este aceea de a vă aduna împreună și împreună cu noi, cei care putem să vă ajutăm atât cât putem și noi să facem chiar orice, chiar dacă ne dorim. Am putea să mergem mult mai departe și mult mai repede. Haideți să fim împreună, haideți să fim, pentru că suntem toți români și vrem același lucru. Nimeni nu poate să ne dea la o parte. Să și arătăm lucrul ăsta și convins de acest lucru. E foarte... Mă mai încind de așa, dar chiar țin la lucrul ăsta. Mulțumim, domnule ministru. Înainte de a fi această dezbatere, eu vreau să subliniez faptul că a fost posibil senatorul Virgil Badea, de Comisiei Românilor din afara țării din Senat, care vă transmite că va depune în continuare efortul pentru ca această lege să fie modificată și românii din Transcarpația, Transnistria și alte țări și regiuni să poată ca cetățenii statului român. Domnul ministru, vă mulțumim că ați fost alături de noi, domnule secretar, domnule vicepreședinte, dragi români din Serbia, Ucraina și Republica Moldova, să sperăm că această lege va fi tot și ca peste cât poate tot aici, toți cetățenii români. O zi bună. Mă scuzați, vreau să dau eu ceva. Dacă e posibil. Sunt Celate Iacob și sunt reprezentantul Federației de România. Vreau să vă mulțumesc care ne-ați acordat-o. Ne face o deosebită plăcere să ne aflăm astăzi aici și să ascultăm unde am ascultat toate problemele tinerilor românilor la afara granițelor. Moldova este un caz fericit în ceea de cetățenilor, dar aș vrea să am dorit noi toți să vă transmitem o idee că ar trebui să întreprindeți ceva de oameni care stau în localități, orașe, profesori, acei oameni care transmit și cultivă valorile românești și care stau în umbră, dar ei în continuare speră pe cineva să se motiveze. Acei profesori care sunt generații și până la urmă cred că noua generație va fi generația care va schimba viitorul acestei țări. Dacă ați putea să demarați o campanie pentru toți românii, în care să le atrageți un pic de atenție
mă refer doar la acele întâlniri care le faceți cu anumite personalități, dar eu personal, de 6 ani în România, ne-am făcut de problemă, chiar și la mine localitate, chiar și în comunitățile unde am fost în Republica Moldova, că sunt foarte mulți oameni care luptă și cultivă aceste valori românești, dar pentru că nu sunt băgați în seamă și nu sunt motivați. Mulțumesc frumos! Apropo de Republica Moldova, cred că nu mai există niciun dubiu pentru nimeni din Republica Moldova la cât este implicată România, țară, ca stat, cu tot respectul unui alt stat independent, în tot ce înseamnă domenii culturale, educaționale, economice. Deci aici, ceva care are dubii asupra acestui lucru, niciodată nu e suficient. E adevărat. Sigur că întotdeauna vrem mai mult. Și asta e adevărat și e bine să vrem mai mult. E orice șut în fund, e un pas înainte. Și asta este adevărat. Dar nu e puțin adevărat. Trebuie să ne gândim și cât din ceea ce ne dorim se poate face. Republica Moldova este indiscutabil o prioritate pentru România și asta nu e de ieri. Și dacă există un subiect asupra căruia există un consens, spuneam, este Republica Moldova. Foarte important pentru acei sceptici sau acei, am avut o discuție chiar azi dimineață, tineri veniți din Republica Moldova, pentru care unul dintre ei îmi punea niște întrebări, clar dintr-o manipulare și o dezinformare pe care știm că o avem și o cunosc și cei din Serbia, o cunoaște și în Republica Moldova, știm că există. Nu trebuie să ne lăsăm impresionați de acest lucru, ci să vedem concretul. Și concretul este că a Prutului există care nu poate fi pusă în discuție. Și România este extrem de prezentă și va fi întotdeauna alături de Republica Moldova. Tot ce se întâmplă pe toate planurile, economic, educațional, uite, încerc să fac și un discurs politic. Deci, asta contează. Contează ce se face, ce se întâmplă și nu ce se spune. Promisiunile sunt multe, mai ales în campania electorală, și rezultatele nu sunt întotdeauna la randevul. Deci, haideți să vedem ce se face, să facem. Dar e același lucru. Deci, sper că, nu că mi s-a pus o întrebare, dar vreau eu să precizez lucrul ăsta pentru anumiți sceptici. Mulțumesc! În numele colegilor mei din Comisia Românilor pentru din Senat, pentru că a curs invitației noastre, vă urez succes pe mai departe. Vreau să vă felicit pe domnul pentru... Sau nu știu, hai să spun altfel, hai să ne felicităm pe noi, cei din Comisie și pe dumneavoastră, cei interesați de problemele pe care trebuie să le rezolve departamentul domnului ministru, că avem șansa. Eu sper că sunteți de acord cu mine, cu un asemenea om care are capacitatea să departajeze atât de clar de politic și are puterea și tăria de caracter să spună lucrurile pe nume. Eu și îi urez succes.